Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre site-ul Oro 2.0. Deci, s-a terminat perioada de promoție. Când ne uităm acum în back office, vedem că deja, în loc de timerul care era de o zi, acolo ore, deja e de 134 de zile. Ce înseamnă aceasta? Și ce să facem pe acest site mai departe? Deci uitați-vă, eu m-am uitat pe net și am găsit un video în spaniolă unde se explică despre site-ul acesta, un fel de prezentare, și acolo despre pachete se spune că ele vor lucra 3 cicluri, câte 134 de zile, deci aproape 400 de zile. Dacă nu mai mult este, 400 și ceva. Primul ciclu va aduce acel pachet care l-am primit cadou sau orice pachet luat pe acest site un procent jumate pe zi sau cum aici, nu știu, până se termină 200%. Vedeți, procentele au dispărut. El era cât în prima zi, au dispărut. De ce cauză dispărut? Pentru că toți suntem egali acum să primești. Abia se începe totul și ei cred că doresc să noi să depunem bani pe ce site. De ce eu nu recomand acest lucru de făcut? Cu toate că pachetele, ca când noi le avem primite, de ce vom vedea pe o zi, două, ce se va întâmpla, să înceapă aici să apară ceva venituri, nu? Căci, cum am spus, trebuie să aducă undeva un procent jumate pe zi, primul ciclu. Pe urmă, peste 134 de zile, a doilea ciclu va fi un procent 25 pe zi. A treilea ciclu va fi deja un procent pe zi. Deci asta ce merge vorba de pachete venit pasiv. A doilea fel de venit este venit din binar, din marketingul binar. Deci cine are creat binarul, adică are repartizat oamenii și în stânga și în dreapta, în afară de aceasta are persoane, personal invitate, cel puțin 2 oameni și câte unul în fiecare parte să aibă. Atunci acest om va primi venit din binar. Deci acele cadouri care noi am primit pachete, ele nu s-au calculat, nu s-au luat în calcul. Deci este tot pe 0. Vedeți. Și aici uitați să scrie că albastru, asta e pachetul care l-am eu, albastru. Cel de un bitcoin, el e albastru. Pasiv, aici unde să fie venit celălalt, unde trebuie să fie câte un procent jumătate pe zi, prima 134 de zile, și aici e venitul din binar. Reîncărcare, aici eu nu înțeleg ce merge vorba, posibil că alte feluri de venituri, că aici uitați-vă. Pe acest site mai sunt venituri din trading, din lucru pe bursă. Cine cunoaște a lucra pe bursă. Deci pentru ei este așa o direcție de semnale unde sunt 3 feluri de pachete. Junior trading, trading senior, maestro trading. Dependență de câte semnale pe zi poți primi de la ei. Dar acest lucru se face activare lunar contra plată. Deci asta vom vedea pe parcurs. Și ce fel de semnale? Deci un fel de semnale de pildă, dacă suntem la primul pachet care cu 3 semnale pe zi, ni se dă ca exemplu aici arătat. 3 criptomonede de pildă, care e situația cu dânsii și ce ei recomandă. Pildă de intrat la prețul
pilă cum mi-a arătat aici și de ieșit la acest preț. Sau de intrat la acest preț și de ieșit la acest preț. Și venitul aproximativ care va fi 8%, 51 de pilă, dacă am participat în acest fel de câștig. Sau astfel de criptomonete sau alte. Deci asta pe site-ul Poloniex. Eu m-am uitat, este într-adevăr așa o bursă, Poloniex. Unde sunt diferite criptomonete care se vând. Dar aici trebuie de cunoscut materia. Deci asta nu recomand să vă implicați. Deci, istoria care cu acest site? După mine, undeva 90% că nu e real că vom câștiga ceva pe acest site. Timpul va arăta. Căci, gândiți-vă și singur, cine o să vă dă vă câte $2000 la fiecare ca să-i scoateți, fără ca nimic să investiți. Deci, fără bani, bani nu apar. Dacă, de pildă, ei sunt milionari și tot trebuie să fie careva idei din care cauza ei s-ar împrumuta, s-ar face cadouri la oameni și anume așa sume. Vedeți proiecte cu $50 și nu sunt. Ori sunt, dar încă când ajungi la scos nu poți scoate nimic. Deci, posibil că ei așteaptă ca noi să luăm pachete. Noi, deja din banii noștri proprii, și pachetele nu sunt ieftine. Deci cel mai mic pachet e undeva $100 și ceva. Că Bitcoin deja e 2600 de dolari. Deci, să plătiți undeva $130, $260 și așa mai departe. Vedeți activitatea, activ deja pachetul noi, el deci nu se vede, a dispărut tot. Deci nu știu ce se întâmplă, cu toate că la rețea, în binar, când ne uităm, pachetul n-a dispărut. Culoarea, vedeți? Deci el a rămas, posibil că ne-a dat pur și simplu șansa de a câștiga din binar, din acele persoane care deja vor investi. Dar de investit eu nu recomand aici. În primul rând e scump și în al doilea când abia proiectul s-a pornit. Sunt proiecte la care eu am făcut promovarea un video, dar nu știu de ce lumea să aruncă în proiecte de este care cu povești decât de pildă este Yes My Bitcoin. Un proiect destul de puternic și bun, prin ce el este bun, că uitați-vă, aceștia tot lucrează pe bursă. Dar ei, când se împart cu venitul, ei se împart din aceea cât au făcut în ziua dată. Deci uitați-vă, de pildă, pe 17 site-ul au făcut un anumit venit, ei ne-a dat un procent de 0,6% din venitul care l-a făcut la investiția. Deci eu am cumpărat pentru control un pachet de $10. Și deci am $2 și 32 deja venit. Anume, în fiecare zi, site-ul ne dă din venit care el are site-ul. Deci am vrut 10, trebuie să primesc 12. Deci aduce pachetul acest de 10, aduce 120%. Deci unii se vede cât și cum aduc pachetele. Acum și eu renuiesc pagina. Uitați-vă aici, vedeți, acest $10, el aduce 120%. Deci am vrut 10 și în total voi primi $12. Deja este de 50, el aduce 125%. Și că mai bine de investit 200, el aduce de 130%. Acest site lucrează cu Payer. Deci tot e foarte comod. Deci poate discos cu Payer banii sau pe Bitcoin. Deci discos în două direcții. Deci uitați, depuneți
din principiu foarte bun acest proiect, anume că Bitcoin-ul o să crească, este chiar un om, puteți să vedeți un video, că el spune că peste câțiva timp un Bitcoin va fi chiar și 500 de mii dolari. Deci are potențial încă undeva să crească 250 de ori. Deci la noi undeva în jur de 3.000. Unii spun că o să ajungă și până la 500 de mii. Dar și de 10 ori să crească, deci puneți dolari, scoateți în Bitcoin. Deci eu nu știu ce dovezi mai doriți, acest site este foarte bun. Mulți îl... Acum și v-am mai arăt la câți oameni s-au înregistrat sub mine. Da, și în 27-30 octombrie va fi o adunare pentru lideri pe 3 zile în Madrid. Deci site-ul cel puțin vreo 2-3 luni va fi sigur. Deci Binar. Uitați-vă Binar. Echipa mea. În dreapta am 306 oameni. În stânga 3 oameni. Deci eu abia am început să-mi fac piciorul meu. Deci aceeași procedură ca la... aici, dar aici, uitați-vă, oamenii s-au înregistrat că n-au investit. Cu gândul că ceva o scot, dar șansa puțină că ceva o scot. Am mai discutat cineva din Spania ce spun despre acest site și unii spun că de obicei acest site e scam. Deci nici nu știu ce să spun. Vom vedea, uitați-vă, în 2-3 zile, 600 de oameni într-o parte și 500 în altă. Când aici din mai eu sunt de pe 12 mai înregistrat și am 300 de oameni de acolo gratis cât au intrat și așa practic în jumate, dar câți cu bani au intrat. Deci care au bani și înțeleg unii să investească și știu că site-ul plătește, ei nu zadar vor bani aici. Deci vă recomand acest site, este video pe canalul meu, yes, mai Bitcoin, uitați-vă dată, vă știți înregistrarea. Aici înregistrarea se poate făcut, dar de intrat pe site se poate doar după ce faceți, cum se poate de văzut cum lucrează, după ce faceți plata. Trebuie să fii activ ca să poți să invita. Deci până nu ești activ, n-ai link-ul de referal. Deci puteți să vă înregistrați, vă uitați la site, dar nu o să puteți să invita până nu vă activați. Deci acest site e super. Deci am site-ul Merlin Network, de acolo tot e super, tot e Binar, dar acolo deja de la 300 dolari intrare, 330. Eu tot acolo am intrat, deja într-o săptămână, două, îmi întorc banii de acolo, scot 300 de dolari și o să investesc în alte proiecte. Deci banii aduc bani. Acestea care cu bonusuri, ele, în mare măsură, eu mă registrez că, cine știe, poate din 10 undițe aruncate, poate pe una din acestea gratis ceva să primi. Dar vedeți și voi din experiență câte video s-au făcut, unde și cum, numai întrăm și el se închide. Unde cu bani, acolo cel puțin eu vreo jumătate de an, un an, care e ținic. Anume care sunt logic explicate. Deci cum am spus, acesta, yes, my Bitcoin. Ei nu promit de pe fiecare zi, cum sunt unele site-uri, 3-4% sau două fix, adică ei plătesc atâta cât fac pe zi. Deci nu e așa că ai luat pachetul de 10 dolari și 12 dolari ai pierdut în 10 zile. Cât e
Eu știu acolo câte 10% pe zi. Anume că ei la dânsi e flexibil. Deci au făcut, uitați-vă, pe 14 iulie venit mai mult. Deci au dat pe un procent 1,3 și 2%. Deci, pe sâmbătă, duminică, bursa nu lucrează. Deci în zilele astea nici n-au cum să dăie venit. Ei nu lucrează pe Forex. Au lucrat luni, vedeți, pe 17, odată au avut venit mai puțin, doar 0,6%. Pe 18, 1% și 1. Pe acest 1,3 și 2. Joi, ieri, 0,7. Și vineri o să vedem cât o să fie. Deci, 5 zile din săptămână, când lucrează bursa, când se facă tranzacții pe bursă, ei atunci și au și venit. Deci noi banii lor le dăm, ei lucrează cu dânșii, din venitul care îl fac cu banii noștri, ei se împart nou. Deci tot e logic. Deci Forex, uitați de câți ani ale este și n-are cum să... Deci proiecte bune, într-adevăr, sunt foarte puține. Deci eu nu știu ce vă mai gândiți, dacă și $10 pentru voi e problemă, atunci uitați de internet și nu mai pierdeți timpul, că din aer bani nu se fac. Riscați cu atât cât nu vijele, deci să pierde. Deci dacă vijele și $10 să pierzi, atunci ocupați-vă cu tot ce vreți, numai nu cu internet. Deci asta e concluzia mea. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.